Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou video. În episodul de azi vom juca Satisfactory. După cum vedeți, atât a mai rămas din din mini fabricuța noastră de rotoare și tablă ramforsată. Dacă tot am ajuns aici, hai să mai iau niște tablă ramforsată la mine. Asta e din cauza că o să mai iau și niște țevi din astea. Tablă. Asta din cauza că o să ne mutăm în altă parte. Și o să vă arăt și unde imediat să ajung acolo. Aici este noua zonă unde voi face eu fabricuța. Dar nu de tabla ramforsată și rotoare, ci de aici vom produce tablă, șuruburi și țeava de metal, pentru că o să mut toată baza de acolo. Și baza vreau să mi-o fac undeva aici la cascadă, v-am zis. Și depozitul central tot aici, o să fie undeva pe deasupra stâncii acelea de acolo. Bun. Acestea fiind spuse, să trecem la treabă. Mi-am pus aici, am 6 constructoare, 6 mineri care mă vor extrage minereul de fier. Din păcate, toate nodurile sunt impure. Și de asta cu Miner 2 reușim să scoatem decât 60 de iron ore pe minut. Dar nu este asta o problemă, că ne vom descurca. Bun. Hai să vedem cum vom face. Eu îmi trag așa curent aici provizoriu ca să pot să mă mișc eu cu hoverpack-ul. Și pe urmă o să... Am făcut și aici... Uite, așa frumos, cât de cât am tras benzi frumos. Le-am unit într-o singură bandă ca să nu avem multe benzi. Și acum să vedem cum voi veni cu smelterele. Dacă îl tai pe ăsta de aici o să vin în nas. Bun, și mai vine de aici, aici am 60 cu 60, 120, bandă MK2. Păi o să încep de aici. O să merg încolo așa. Zic eu. Sau să mă unesc. Să mă unesc cu benzile. Aș, perfect. Și de aici să plece pentru... Deci avem 240 plus 120, 360. Care bandă transportă? 300, 480. Deci ne trebuie bandă MK4. Da, nu e problema. Bun. Cred că voi pune smelterile așa. Dar nu știu, s-ar putea să intrăm acolo în stâncă. Nu știu cum să fac. Trag stâlpi ca să pot să mă mișc aici. Voi lăsa atât deocamdată, să vedem cât mă întind cu smelterele. Deci 12,
6 cu 6. Mă gândeam să le împart la jumătate. Stai că de aici mai trebuie un splitter care să-mi împartă. Așa ca să nu fie prea, ba, nu e prea distanță. Deci o să-l pun mai aproape. A, așa. Și aici am zis că îmi trebuie bandă din asta. Bun. Și acum vom împărți smelterele. Tot așa, destul de aproape. Și acum... Nu știu dacă să le pun lipite. Da. Le voi pune lipite. Dar nu cred că l-am pus bine. De ce vine așa? Deci câte avem? 2, 4. Trebuie să mut stâlpul ăsta. Dacă rămân fără curent, dar se pare că am scăpat. Deci avem una. Op. 2, 4, 5. 6, mai 3, 6, 1. Da, hai să mai pun unul aici. Nu știu ce, nu vreau să alinieze. Unde o să acarie? Așa, mă. Bun. Ce avem? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bun. Și după aia sus vom urca pe înălțime. Acum să pun la fiecare. A pus cum a vrut mușchiul lui. Nu cum am vrut eu. Așa. Așa. Îți tragem și... Bă, tragem și bandă. Aici e o problemă, dar nu știu de ce. Uite cum a venit... Dar văd că așa e peste tot. Și nu e în regulă. O să șterg eu tot și o să revin când le-am pus. Bun, am refăcut eu aici. Era o problemă, nu știu, nu se plasase bine. Aici trebuie invers asta, așa. După cum vedeți, începem să producem, să facem fabricuțe mult mai mari.
Bun. Vom da control C parcă, da. Și vom copia la fiecare parte rețeta. Ca să nu mai stăm să intrăm la fiecare. Deci cu un control C copiem de la, punem la 1 și după cu control V punem la fiecare în parte. Bun. Hai să facem un calcul să vedem. Deci 30 ori 680. Deci trebuie să pun bandă M ca 3. Ca să... Bun. Și aici avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este așa cât am făcut. Cred că am făcut mai multe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, e ok. Și aici tot așa trebuie să punem. Bandă din asta. MK3. Bun. Păi zic să ne ocupăm și de curentul electric. Și voi face ceva. Cred că așa, nu? Dar să vedem dacă am deblocat. Nu ți pare că nu le-am deblocate. Ia să vedem, pot să mă duc să le deblochez. Revin imediat. Bun, haideți că am venit. Am deblocat asta ca să fac ceva frumos aici. Vreau să fac ceva frumos. Dar să vedem cum vine bine așa. Merge puțin mai jos. Da, așa. Hai să trag și curentul ca să nu... Să nu mai am probleme. Să le voi trage așa, provizoriu. Și după aia cu timpul o să fac eu aici ceva frumos. Ia să vedem. Ajunge dacă las doar atât? Da, e bine. Bun. Hai să fac și aici. Așa, ca să punem din astea de curent frumos, așa. Bine că nu știu, poate o să mai schimb stâlpii, nu știu, vedem cum. O să trebuiască să pun eu și un power switch aici jos. Dar... Oh, fac, nu mai am fire. O să iau fire și revin. Așa. Am ajuns. Unde ești? Undeva aici. Cred că... Da. Mergem. Vreau să fac și cât de cât frumos.
Acum voi trage o dată aici ca să pornesc pe ăsta. Așa. Și acum voi continua acolo. Mergi și cu trasul de curent ca să. Voi pune așa la fiecare. Frumos. Fiecare parte. Bun, perfect. Aici îmi prea-mi place la asta. Și voi face așa. Fac și fac. Așa, e altceva. Și aici n-aș vrea să leg pe ăsta direct aici, pentru că... Ba, nu merge să leg, pentru că power switch o să-l pun undeva aici, dacă pun. Bun, și avem pe astea două pornite și pe ăsta. Acum ăsta aș putea să-l șterg. Așa. Acum să vedem cum trec cu curentul și în partea cealaltă. Chiar nu știu cum să fac. Să le dau drumul și la smelterurile alea. Mă duc așa. Da, cred că e ok. Bun. Deși mergea mai sus, cred. Dar îl las așa deocamdată că le mai succes eu, văd eu cum le fac. Hai să punem un. Punem un stâlp din ăsta așa mare aici. După aia văd eu cum. Vreau să-i pornesc, știți? Și după aia văd eu cum trag curentul frumos pe aici, să nu... Așa, ca să pornească și ăștia. Să ne aduc aici. Bun. Păi acum... Aici vreau să fac ceva frumos. Uite așa. Și fac. Bun. De aici, de undeva. Cred că cam așa e suficient. Încolo voi începe construcția de constructare. Și aș vrea să fac pe un etaj să fac tabla, pe un etaj șuruburile și pe un etaj stăvile. Pe unde să le dau? Eu cred că o să le scot în partea asta la altă pe toate. Da.
Și îmi trebuie din astea merger. Avem 30 ori 12, deci 360. 360 bandă. Vom pune MK3 ca să se miște repede. Și acum trebuie să punem la fiecare. Punem bandă MK1, că nu ne trebuie mai mare, ca să iasă minereul din ingotul. Perfect. Și acum o să strângă toate în partea asta. Bun. Hai să vedem cum urcăm aici. Noi suntem unde suntem? Suntem undeva aici. Ia să punem un din asta, deci undeva aici. Așa. Punem încă 3-ul. Da, hai că a funcționat. De aici vom pleca. Cum vom pleca? Trebuie să fac eu niște calcule. Să fac niște calcule. Bun, am făcut aici calculul. Și îmi vin 6 constructoare. 6 constructoare îmi vin. Și voi pune 3 pe parte, 3 pe parte. Așa, și acum să începem cu constructoarele. Invers. 1. Hai să facem pe ăsta, dacă. 3, 5, 6. Pac. Și pac. Punem benzile. Și ăștia vom face așa și facem aceeași șmecherie cu control V, control V, control V, control V, control V. Tu ai luat? Bun. Și avem. Deci câtă 30 ori 6, 30 ori 6, 180. Nu mai știu banda MK2 cât transporta.
120, deci trebuie să punem din asta. N-avem ce face. Bun. În felul acesta avem și aici producem doar tablă. Și producem 120 de tablă pe minut. Eu zic că e suficient. Câtă tablă producem. Aș vrea să trag. Am oprit un pic aici producția. Să tragă. Da, că e bine. Voi trage așa încolo, că asta voi merge cu el cât se întinde. Adică până aici. Așa. Frumos. Mă ridic mai sus să văd mai bine. Așa. Și în felul acesta avem și tabla pusă la punct. În continuare trebuie să văd cum fac cu. Trebuie să modific aici. Bun, păi o să termin eu această fabricuță de tablă, șuruburi și țăv de metal. Și ne vedem data viitoare cu ea terminată. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Nu uitați să dați acolo un like, un subscribe, un share și un coment. Eu am fost Zenka Games și până data viitoare v-am salutat! We'll be right back.